Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Vlad Ignejevic și Teo Boar au readus Pasărea Colibrii la Craiova. Spectacolul a avut loc aseară în Cafeteatru Play, devenit neîncăpător pentru fanii trupei, de altfel foarte mulți în bănie. Evenimentul face parte din seria de manifestări organizate în cadrul Festivalului Internațional Craiova Muzicală și a fost pus în scenă în parteneriat cu Radio Sud. Înainte de a pleca, în această dimineață, Mircea Vintilă și Mircea Baniciu le-au făcut o surpriză redactorilor de la Radio Sud, adică le-au făcut o vizită. Provocați de DJ la o cafea sau dintr-o cafea, vorba cântecului, cei doi artiști au răsturnat sacul cu amintiri. 22 de ani de muzică și spectacole ce valorează, tot după cum spune titlul unei piese celebre, cât 2000 de ani. Din 92 până în 2002 a fost perioada noastră cu Pitiș. Și din 2002 și până acum funcționăm episodic printre evenimentele pe care fiecare dintre noi le are separat de Pasărea Colibrii, fiindcă suntem geniali, nu? Suntem foarte buni. Și atunci când suntem chemați, venim cu drăguie. Și suntem chemați tot timpul. În fiecare zi. Pasărea Colibrii, fără să-și arate vârsta sau oboseala, merge mai departe, nu? Toți împreună, dar și fiecare dintre voi cu cariere artistice personale, care numără de asemenea decenii. Cine vrea cu adevărat mersul înainte al trupei? Publicul, fanii, actualii membri sau poate vreți să cinstiți și memoria celor care nu mai sunt? Nu vrea nimeni să mergem înainte, vrem noi să mergem înainte, așa că eu cred că este minunat. Multă lume întreabă, dar mai există, mai cântați? Da, mai cântăm. Dacă dorește cineva să fim în spectacole, iată că suntem și spectacolul nostru este atât de bun și suntem atât de în formă, încât n-are nicio rost să mai dorească cineva. Bine că ne-am dorit noi. Una dintre cele mai frumoase amintiri ale trupei Pasărea Colibrii va fi cu siguranță spectacolul de aseară de la Craiova, au mărturisit la unison Vintilă și Baniciu. Și ploaia care va veni nu le va putea nici când șterge, ba va avea chiar un efect invers. Ce frumos a decurs tot spectacolul, tot recital. Vreau să vă spun că prima parte a durat o oră și partea a doua o oră și 20 de minute. Deci 2 ore și 20 de minute s-a cântat în forță, într-o atmosferă teribilă. Mulți spuneau că de mult timp Craiova nu a mai avut un spectacol atât de frumos. Pentru noi publicul este foarte important și momentele ca cel de aseară ne încarcă pozitiv și cred că asta e principala noastră hrană, mă refer la hrana artistică. Pe de altă parte, muzica este un lucru care ne aduce cumva bucuria și satisfacția pe care o avem. Și faptul că publicul ne respectă, ne apreciază și este alături de noi. După concertul cu Pasărea Colibrii, cei doi artiști își continuă proiectele muzicale. Mircea Baniciu în turneu alături de Pasărea Rock și Mircea Vintilă pentru promovarea noii piese, Musette. Cu mare drag se vor întoarce însă oricând la Craiova, unde se simt întotdeauna ca acasă. Pentru că sfârșitul nu-i aici, povestea Pasărea Colibrii continuă. Vă veți convinge ascultând discuția integrală cu Mircea Baniciu și Mircea Vintilă în cadrul emisiunii Folk de Seară, difuzată luni pe 8 decembrie la ora 21, moderată de Dan Aliță și numai la Radio Sud.